După ce a contestat și a obținut anularea licitației pe care o câștigase pentru suma de 3600 de euro pe lună, fiul secretarului primăriei Suceava și-a amplasat o rulotă ambulantă în zona de agrement Tătăraș. Valoarea contractului este de 130 de euro pe lună. Acesta a fost semnat legal în perioada în care atât primarul Ion Lungu, cât și secretarul primăriei erau în concediu de către viceprimarul Lucian Harșovski. Nu știu dacă m-a spărat, nici bine nu mi-a părut. Adică am fost pus în fața faptului împlinit. Am și documentul martor aici, nu este semnat de mine, este semnat domnul viceprimar, pe data de 25.07.2018, când la o săptămână după ce eu am plecat din concediu. Este totul legal, nu se poate discuta de legalitate, ci pot eu să spun că după data de 25 octombrie, când expiră cele 3 luni, obligatoriu acea rulotă va dispărea de acolo, adică nu o împământenim, o lăsăm acolo și mai prelungim 3 luni și alte 3 luni și așa mai departe. Primarul Sucevei susține că dacă vor mai exista solicitări și alte firme vor putea obține aprobarea să monteze rulote similare în zona de agrement Tătăraș. Dacă sunt solicitări, da. Sigur, trebuie să avem și o anumită estetică, o anumită... Da, de acord, dar să vină, să vedem ce vrea să pună, cum vrea să pună. Ideea de a găsi o soluție provizorie pentru problema achiziției de răcoritoare a fost discutată în Consiliul Local încă din luna iunie. Până în primăvară, o firmă titulară va prelua cafeneaua din zona de agrement Tătăraș, încheie Ion Lungu.